Conferința Întoarcerea la Hristos, organizată de Biserica Tomisului și transmisă live într-un restaurant din Mamaia, i-a avut ca invitați pe fostul cofondator al festivalului Untold, omul de afaceri clujan Sorin Gadola, care a ales calea spiritualității și s-a întors spre Dumnezeu și Hristos alături de soția sa Diana. Gadola a vorbit la conferința Întoarcerea la Hristos despre încercări, provocări, voință, demoni, sănătate și iubire. Am fost unul din cei doi fondatori ai festivalului Untold. Am fost, să zic așa, în contextul acela, omul potrivit de care un asemenea festival avea nevoie. Eu am venit mai mult cu partea de resurse. Cam asta a fost implicarea mea. Acum am 34 de ani. Pe la aproximativ 19 ani am început să muncesc cu norma întreagă, iar pe la 21-22 am început să mă îmbolnăvesc tare. Mă uit în spate și nu pot să spun că făceam ceva mai mult decât alți tineri din anturajul meu, cât și din alte anturaje, dar totuși am început să mă simt din ce în ce mai rău. Am făcut ceea ce face tot omul. Se duce la doctor și așteaptă să vadă rezultate, analize, medicamentație. Din an în an mă simțeam din ce în ce mai rău. La un moment dat mă simțeam foarte rău. Somnul nu mai era somn. Respirația mi era foarte afectată. Aveam dureri de cap, migrene. La început nu am fost diagnosticat cu boli cronice, dar aveam atacuri de panică. În intestin simțeam niște cuțite, care ani întregi doctorii nu au știut ce să-mi zică. După care au început lucrurile să se agraveze, atât fizic cât și psihic. În al 5-6-lea an de când mă simțeam foarte rău, lucrurile s-au agravat tare, parcă nu mai puteam să mănânc, somnul nu mai era somn, mâncarea nu mai era mâncare și lucrurile scăpau de sub control. Începea și o frică, așa pasivă. În acest timp mergeam la doctor din România, din afară. Și au început căutările mele spirituale din moment ce medicina clasică timp de 6-7 ani nu m-a ajutat. Am început să fac multe căutări. În momentul în care medicina clasică nu e, tu ca adult vrei să te prinzi de orice. Așa că pe la 26-27 de ani am început să meditez. Am început să fac yoga, să fac taoism. În decurs a mulți ani, budism, bioenergie, diverse tehnici. Dar cam tot ce se practica de foarte mult timp în străinătate, în Occident și ceea ce am observat eu la câțiva ani buni, a început să fie foarte trendy, foarte la curent aceste tehnici și practici. În moment când îți cauți sănătatea, nu te duci din curiozitate acolo. Când corpul începe să te lase și tu știi asta, iar spiritul să fie ancorat cu depresia, atacul de panică, anxietate, experiența era mult mai grea a 27 de ani și se agrava. Aceasta mă speria foarte tare. Am intrat foarte adânc, foarte profund, foarte deschis, nu din curiozitate, ci din disperare, pot să zic. Ideea este că cu cât ești mai deschis, cu atât te încalți și mai mult, a declarat Sorin Gadola. Mă consideram un om deschis, știam și de ortodoxie și știam ce știe majoritatea omului din România, toate acele tipare promovate de multe trusturi media, că preoții sunt așa, călugării sunt așa, bani în sus, numai probleme, numai corupție. Și am dat așa la o parte repede ortodoxia în acea perioadă, lucru care la un moment dat m-am gândit, Sorine, cât de ipocrit poți să fii, îmi ziceam eu mie asta mai târziu. Și cred eu, în acel moment, deja a intervenit activ și serios Dumnezeu în viața mea. La aproximativ 28 de ani mă simțeam bine, aveam proiecte pentru care eram recunoscut național. Aveam prieteni, legături, situație financiară și totuși eu mă simțeam frânt sau întunecat. Iar conștiința avea grijă să-mi zică asta, fie prin sentimente, stări sau fie prin gânduri, câteodată. A început așa o umbră mare să mă acopere, care astăzi cred că a fost o binecuvântare, pentru că nu eram aici dacă nu era umbra aia. Mă simțeam din ce în ce mai rău, mai întunecat. Unde a intervenit ortodoxia? În satul meu natal, Dâncu, în zona Aghireș, a fost un călugăr acolo, duhovnicul meu, care a fost primul, care nu a fost profesor, a fost primul om care nu a făcut pe profesorul cu mine. A fost lepădat de sine cu mine și m-a lovit cu o smerenie după care eu nu am înțeles nimic. Am fost și la o spovedanie și a fost primul meu moment când am început să îmi înțeleg vinovăția sufletului și să-mi înțeleg conștiința, a mai susținut Sorin Gadola, relatează Foaia Transilvana.